Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, aflăm de ce este Pământul prins în Matrix și ce poate determina dizolvarea matricei. Mulți oameni se întreabă ce pot face pentru a contribui la dizolvarea matricei. Matricea constă în programul de dominație și control care se află în curs de îndepărtare ori dizolvare de pe planetă. Răspunsurile la obținerea libertății sunt simple, însă timpul necesar pentru a practica poate fi o provocare din cauza programului de supraviețuire existent în cadrul matricei, spune autorul Jason Estes, lucrător de lumină și mesager al tărâmurilor superioare, care dorește să arate tuturor calea ascensiunii. În continuare, acesta explică cum a fost creată matricea și cum ne putem elibera din cătușele Matrixului. De ce Pământul este prins în Matrix? Toate ființele care călătoresc în spațiu au nevoie de un loc pentru a face o oprire în găurile de vierme, spune Jason Estes. Unele dintre ființele mai puțin avansate trebuie să realimenteze navele lor spațiale, în timp ce ființele mai avansate, care se deplasează prin propriul lor câmp energetic, adică Merkaba, se opresc să experimenteze o anumită planetă și cultura ei. Cele mai multe planete sunt conectate direct la sursă, iar prin înțelegere cu acea planetă, ființele se pot alimenta din energia sursei prin intermediul planetei. În cazul Pământului, Arhonii, Anunnaki și familia șerpilienilor, reptilieni, gri, alb nordici și așa mai departe, au dorit Pământul pentru propria conexiune cu sursa din mai multe motive. Pământul este situat pe un braț îndepărtat al Căii Lactee, unde nu prea multe planete sunt pline de viață. Pământul a fost creat pentru a fi o bibliotecă vie, care a permis nu numai o multitudine de plante și animale, ci și o varietate de prototipuri de ADN uman. Pământul este legat direct de energia sursei și are de asemenea minerale și apă, de care unele nave spațiale mai puțin dezvoltate au nevoie. Există și alte utilizări diferite pentru mineralele Pământului, cum ar fi ingerarea acestora pentru o viață fizică mai lungă, de exemplu aurul alb monoatomic, precum și pentru suplimentarea condițiilor atmosferice. Biblioteca vie, așa cum este descrisă de Barbara Marciniak și pleiadienii ei, nu este ca un alt experiment în galaxia noastră. Modelul original al planetei este un ecosistem echilibrat care susține perfect toată viața. Acest lucru îl face foarte atrăgător pentru cei care și-au pierdut capacitatea de a crea, dar au cunoștințe despre cum să copieze și să manipuleze viața pe planete în folosul lor. Arhonii și prietenii lor au fost tirani în partea noastră de galaxie și au o reputație rea pentru sugerea energetică a planetelor, lăsându-le ca pe niște scoici goale. Trebuie doar să aruncați o privire în jurul sistemului nostru solar pentru a dovedi acest lucru. Pământul, ca ființă simțitoare, a decis că nu-și va mai oferi energia ființelor prin miezul ei. Datorită unicității sale ca bibliotecă vie, violarea resurselor Pământului a atras o atenție sporită în întregul univers și a fost conceput un plan care să îl protejeze. Planeta noastră și-a înclinat polii cu 23,5 grade în afara planului ecliptic care a tăiat energia sursei. Singurul mod rămas de a obține energie este să ai un corp uman care să fie conectat la planetă. Pentru ca ființele mai avansate să se miște prin spațiu și timp și să continue o experiență dimensională mai mică, au nevoie de energie. Odată ce planeta a decis că nu va mai fi sursa lor de energie, ei au elaborat un plan de a folosi corpurile umane ca nouă sursă de energie. Crearea matricei. Matricea a fost concepută în afara timpului Pământului și a fost țesută în timpul și în spațiul Pământului. Câteva mii de ani pot trece pe Pământ, dar numai o zi ar fi putut trece pe o altă planetă, permițând un avantaj pentru a avea timp să planifice o schemă atât de elaborată, încât oamenii să nu-și dea seama că au devenit baterii pentru controlorii lor. Planul de preluare a omenirii a constat în păstrarea minții pe un nivel redus intelectual,
prin pulverizări cu otrăvuri care îi mențin pe oamenii bolnavi. Legământul secret al arhonilor sună în felul următor. Iluzia va fi atât de vastă încât va scăpa percepției oamenilor. Cei care o vor percepe și conștientiza vor fi considerați nebuni. Vom crea frontiere separate pentru a-i împiedica să vadă conexiunea dintre noi. Vom sta mereu deasupra câmpului relativ al experienței lor, pentru că știm secretele absolutului. Vom lucra împreună mereu și vom fi legați de sânge și de secret. Moartea va veni celui care vorbește. Vom păstra durata lor de viață scurtă și mintea lor slabă, în timp ce ne prefacem că facem contrariul. Vom folosi cunoștințele noastre despre știință și tehnologie în moduri subtile, astfel încât oamenii să nu vadă niciodată ce se întâmplă. Vom folosi metale moi, acceleratoare de îmbătrânire și sedative în alimente și apă, precum și în aer. Acestea vor fi acoperite de otrăvuri oriunde vor merge. Cheia dizolvării acestei matrice este împământarea, scrie în continuare Jason Estes. Este important să aveți o înțelegere a controlorilor și a sistemului lor pentru a trece dincolo de acesta. Aceia dintre noi care văd prin iluzie vor fi considerați nebuni. Va fi nevoie doar de o mică parte a omenirii pentru a descompune planul, așa numită masă critică, deoarece noi avem atât de multă putere prin intenția noastră. Suntem existenți într-un univers cu voință liberă și avem dreptul de a spune nu. Nu accept acest control. Oamenii generează energie prin corpul emoțional. Emoția este energia în mișcare. Corpul nostru emoțional este un generator de energie legat de corpul nostru mental, fizic și spiritual. Corpul fizic uman de pe pământ este o parte a corpului pământului, deoarece este făcut din aceleași elemente. Bunul simț ar arăta că menținerea emoțiilor cât mai neutre posibil va împiedica ființele energetice negative să se hrănească din corpul nostru. Împământarea este cheia pentru a contribui la dizolvarea matricei. Este important pentru că nu mai furnizează energie pentru arhoni. Împământarea pe planetă te duce la tensiune zero. Este întotdeauna necesară o masă pentru a crea un circuit electric între ea și dispozitivul electric, iar pământul este inima, punctul de mijloc, care este punctul la sol, zero tensiune. Acesta este motivul pentru care neutrul este atât de important, pentru că oprim ionizarea noastră internă și nu mai producem multă energie pentru această închisoare matricială. Este important să fim martori, observatori în toate lucrurile și să păstrăm terenul neutru în toate eforturile noastre. Este important să fiți martori, observatori în toate lucrurile și păstrați terenul neutru în toate eforturile voastre. În acest fel, vă păstrați puterea, toată puterea. Prin descărcarea ionică, prin dualitate, vă pierdeți puterea spirituală. Rămâneți psihologic neutru și veți vedea ambele părți ale tuturor lucrurilor cu claritate. Și de asemenea veți înceta să hrăniți matricea cu descărcările voastre eterice. Așa cum afirmă și mari yoghini, de a fi neutru pentru a ieși din legea karmei și a ciclului samsarei, adică roata nesfârșită a reîncarnărilor. În același sens, cu obținerea cunoștințelor și a muncii pentru voi, veți construi din nou propriile magazine de energie și arhonii își vor pierde avantajele anterioare pe care le-au avut asupra voastră. Există trucuri și capcane peste tot în realitatea noastră, care sunt menite să ne păstreze în tulburări emoționale, vizionarea unui iubit care moare sau pierderea locului de muncă. Poate pune o persoană într-o stare emoțională puternică, extremele maxime și minime, aici intră și puternice emoții pozitive, nu numai negative, sunt terenul perfect pentru hrănirea arhonilor. Învățând cum să recunoaștem acest lucru și să vedem lucrurile dintr-o perspectivă diferită, vă va ajuta mult mai ușor în această perioadă. Acest lucru este de asemenea cunoscut sub numele de călărind pe val, mai degrabă decât a fi prins într-o emoție negativă. Cum te împământezi? Nu există nicio modalitate anume pentru aceasta. Puteți fi creativi și a vă găsi propria cale.
Imaginați-vă că picioarele sunt rădăcini care se dezvoltă până la miezul pământului. Mersul desculț pe sol, în iarbă sau pe nisip, pe o plajă, îmbrățișarea unui copac și contopirea cu el sunt alte sugestii. Deoarece aceasta este o iluzie, folosirea imaginației și a creativității voastre este la fel de reală ca și biroul din lemn dur pe care stă computerul vostru acum. Matricea este creată pentru a menține pe toată lumea distrasă de natură. Electronica și televiziunea nu sunt ceva pe care, în mod normal, le vei transporta în natură. În schimb, ele mențin oamenii deconectați de la mama pământ. Împământarea poate părea prea simplă pentru a face diferența, dar odată ce o practicați, toată realitatea va începe să se schimbe și să se transforme într-o linie temporală mai favorabilă decât cei care suferă în prezent fără a cunoaște ceea ce se întâmplă. O altă distragere este folosirea banilor pentru a supraviețui. Când trebuie să lucrezi pentru bani, îți dai energia angajatorului său, corporație privată sau guvern. Întregul sistem este configurat pentru a vă lua restul banilor, pentru a plăti un loc de trai și pentru a mânca. Foarte curând, întreaga economie care a fost construită în jurul acestei situații se va prăbuși, iar starea neutră va contribui la trecerea prin această perioadă. Conștiința oamenilor treziți de pe planetă a susținut o nouă realitate, care nu se bazează pe dăruirea energiei pentru a supraviețui. În esență, împământarea întrerupe pierderea intermitentă a energiei și ne permite să ne conectăm la sursa de energie pentru a ne reîncărca. Cu cât mai mulți oameni realizează neutralitatea prin fundamentare, cu atât mai mult matricea va fi dizolvată în experiența umană. Cei care aleg experiența matricei vor avea voie să rămână în ea, dar probabil în tărâmurile astrale. Cu adevărat, o persoană poate face o diferență pe această planetă la un moment dat, cu cele mai simple unelte. Sunteți liberi să faceți această alegere sau nu. Tot ce este construit pe minciună se va prăbuși. Bine ați venit în era adevărului. Aceasta a început. Ne-am stabilizat în nou. Lucrurile nu mai pot fi schimbate din acest punct de vedere. Noi, ca umanitate, am trecut dincolo de un prag energetic. Am încheiat o etapă în istoria umanității și nu putem fi trași înapoi. Din punct de vedere energetic sau cuantic, umanitatea se află la un nivel la care nu s-a mai aflat niciodată în istoria sa. Din punctul de vedere al realității fizice, lucrurile parcă nu s-au schimbat cu mare lucru. Dar schimbările vor începe să se vadă din ce în ce mai clar și la nivelul lumii materiale și vor fi radicale. Din 20 iulie 2023, timp de 21 de zile, va fi o perioadă de calibrare energetică la noua realitate și va fi bulversant pe alocuri. Este o recalibrare la niveluri foarte profunde, ceva ce nu am mai experimentat niciodată până acum. Suntem pregătiți energetic pentru a intra în nou. Prin corpul nostru fizic trec acum energii, electricitate, la un nivel la care nu s-a mai întâmplat niciodată până acum în istoria umanității. Și acesta se va resimți intens în următoarele 21 de zile. Măcar o dată pe zi observați ce vă cere corpul vostru fizic. Mai multă apă, odihnă sau orice altceva. Eu v-aș sugera ca la fiecare 3 ore să faceți această verificare și să-i dați corpului vostru ce are nevoie, fiindcă acesta trece printr-o încercare dificilă. Și dacă nu îi oferiți ce are nevoie, va lua resurse din interiorul său, de la diferite organe. Dacă nu vă permiteți să procesați în timp real ceea ce se întâmplă în corpul vostru, dacă nu îi dați ce vă cere, dacă nu aveți grijă de el, corpul vostru va întrerupe eventualul proces de vindecare. În cazul în care aveți probleme de sănătate, ca să poată să facă față cantității și intensității energiilor, informațiilor de vibrație înaltă, care trec prin el. Acum, procesarea acestor energii și informații nu mai este doar o opțiune. Ea trebuie făcută, fiindcă altfel corpul nu va supraviețui.
Felicitări celor care ați reușit să treceți acest prag, care ați reușit să rămâneți pe pământ până astăzi. Acesta este un moment de o importanță crucială în istoria umanității. Umanitatea a mai încercat în trecut să urce la acest nivel, dar n-a mai reușit niciodată până acum. Noi am făcut-o. Pentru că acest proces nu a fost despre tine sau despre mine, a fost despre noi ca umanitate, așadar felicitări tuturor. Umanitatea a strâns rândurile niște vremuri foarte dificile și a reușit. Ne aflăm într-un moment extraordinar și ceea ce va urma va fi uluitor. Bucurați-vă de călătorie și nu uitați că următoarele 21 de zile vor fi tulburătoare. Dacă ceva se va destrăma în viața voastră, lăsați-l să se destrame, dați-i drumul, nu vă agățați de nimic. Tot ce este clădit pe minciună se va prăbuși, în viața voastră și la nivel global. Nu opuneți rezistență, dați-i drumul la ce se scurge printre mâinile voastre și clădiți pe adevăr de acum înainte. Își încheie mesajul Jason Estes. Prieteni, mă opresc și eu aici, nu înainte de a vă mulțumi pentru că ați fost alături de mine și de a vă spune că vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!